pauza competițională în care a intrat în ultimele două săptămâni Liga 1 a venit într-un moment potrivit pentru FC Viitorul. Formația constanțeană a avut astfel posibilitatea de a-și recupera jucătorii cu probleme medicale, dar și să le dea mai mult timp de odihnă elevilor lui Ruben de la Barrera după startul încărcat de sezon. Viitorul reia sâmbătă confruntările din campionat, iar primul adversar este Academica Clinceni, una dintre revelațiile acestui start de sezon. Ilfovenii sunt la egalitate de puncte cu formația de pe litoral, 16, și ocupă locul al 5-lea al clasamentului, care asigură prezența în play-off. Tocmai din acest motiv, tehnicianul spaniol de pe banca tehnică a lui FC Viitorul, Ruben de la Barrera, se așteaptă la o partidă solicitantă pentru ambele formații. În ciuda acestor aspecte, obiectivul său rămâne victoria. Au același număr de puncte ca noi. Cu siguranță va fi un meci greu, dar noi traversăm o perioadă bună. Avem o serie de meciuri fără înfrângere, suntem de asemenea într-o perioadă importantă a campionatului, așa că tot ce avem de făcut este să învingem. Revenit de la Naționala sub 21 de ani a României, cu care a obținut marți a doua calificare consecutivă la campionatul european de tineret, Radu Boboc se așteaptă și el la o partidă strânsă, însă speră ca la final rezultatul să fie favorabil constanțenilor. Ne așteaptă un meci dificil. Academica Clinceni este o echipă în formă, cu un lot foarte bun, deși chiar dacă în acest moment au unele probleme de lot, tot ne va aștepta un meci greu în deplasare, dar singurul gând cu care mergem este să luăm cele 3 puncte. În clasamentul Ligii 1, Academica Clinceni și FC Viitorul se află la egalitate de puncte, ambele cu câte 16 și ocupă pozițiile 5, respectiv 6. Confruntarea, contând pentru etapa cu numărul 11 în Liga 1, este programată să înceapă de la ora 13.